Oficialii de la FC Ceahlăul au spus că antrenorul Florin Marin și-ar dori să continue pe banca tehnică a echipei din Piatra Neamț și în returul Ligii 1. Totul depinde însă de ceea ce se va întâmpla cu rezolvarea situației financiare și implicit a venirii unui nou investitor. El vrea să rămână, dar o să vedem și noi. Depinde foarte mult de ce, dacă vine cineva și preia clubul, bineînțeles că vor cercare de bani hotărăște, că așa e regula. Dacă continuă în forma asta, dacă aduce altceva, alți jucători, alți antrenori, alți conducători, nu? Că mi se pare normal. În altă ordine de idei, clubul Petrean dorește să le prelungească contractele unor jucători aflați la final de angajament cu FC Ceahlăul, în special cel al fundașului Lucian Cazan. Noi intenționăm să prelungim contractul pentru cei care sunt la final, adică în special pentru Cazan. Dar sunt jucători care sunt ofertați, suntem în discuții, nu ne înțelegem la preț, pentru că atunci când partenerul de afaceri te simte la ananghi, încearcă să îți dea ca la urs pe dobă, cum se spune. Cel mai probabil, FC Ceahlăul se va despărți în această iarnă de Adrian Gheorghiu, jucător căruia i-a expirat contractul cu gruparea de la Poalele Petricicăi.